Vorbim de închinarea la icoane, vorbim în termen de păcat sau nepăcat sau este ceva neutru? Care ar fi problema cu închinarea la icoane? Sau nu cumva, din contră, ele ne ajută și chiar ar trebui să aibă un rol important în închinare? Dar dacă le folosim pe post de decorațiuni? Ce opinie aveți despre acest subiect dumneavoastră? Dar ce opinie are Biblia? Vă propun astăzi să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute în care să încercați să răspundeți singur la aceste întrebări, ținând cont de ceea ce spune Scriptura. Urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Production și apoi voi deschide discuția cu invitații mei. Rămâneți cu noi! Trăim vremuri interesante și atât de surprinzătoare, încât aproape nimic nu ne mai miră. Poate de aceea nu mai avem nicio tresărire, nici când auzim că terenurile de fotbal și mai ales porțile se pot sfinți. La fel se sfințesc țevile de gaz, sistemul de termoficare, cărțile deținuților cu care își scurtează pedepsele. Se mai fac slujbe de sfințire pentru autoturisme și camioane și chiar pentru ramurile înmugurite de salcie. Desigur, se sfințesc casele, bisericile, icoanele, apa, dar acum până unde s-a ajuns? Până la tancuri? Au ajuns blindatele operaționale ale unităților de elită ale Armatei Roșii să fie trimise pe frontul de luptă doar după o prealabilă sfințire? O, da! Conform agenției TASS, tancurile T-90M, supranumite și spărgătoarele lui Putin, înainte de a fi încărcate în trenuri și transportate în Ucraina, sunt echipate cu icoane ortodoxe rusești, pentru a fi protejate în luptă, împotriva unor tunuri și blindate ucrainene, dotate și ele, poate, cu ceva icoane protectoare. Cine să mai înțeleagă ce se întâmplă? Desigur că dorința de a trăi a enoriașilor în uniforme militare este perfect legitimă, dar chiar este așezarea icoanei în tank o poliță de asigurare de viață? Când evidențele nu mai sunt evidențe, iar decența bisericii pare a fi pierdută, de unde mai poate fi luată totuși lumină? Poate ar trebui să dăm o pagină de istorie și să înțelegem de unde vin toate acestea. În primele secole, creștinii au refuzat reprezentările grafice sau figurative în cadrul cultului și aceasta de teamă să nu încalce cumva prevederile poruncii a doua din Decalog. Să nu-ți faci chip cioplit, niciun fel de asemănare, cu cele ce sunt în cer sus sau jos pe pământ. Să nu te închini lor și să nu le slujești. Abia în secolul al IV-lea, călugării din Egipt, din Siria și din peninsula Sinai au început să picteze pe lemn imagini sacre. La început, în scop didactic. În timp, ele au început să dobândească un rol în închinare, în mod special în partea orientală a lumii bizantine. Sub influența misticismului păgân oriental, icoanelor li s-a atribuit un rol de intermediar, devenind obiecte de adorare și de închinare. Au început apoi să circule povești despre tot felul de miracole, astfel că poporul a atribuit icoanelor rol vindecător și făcător de minuni. Astfel, au preluat și rolul de talisman. Istoria religiilor oferă mărturia. În secolul al VI-lea, închinarea la icoane, deși nu era general acceptată, era totuși larg răspândită în lumea creștină răsăriteană. În istoria culturii și civilizației scrisă de Ovidiu Drâmba, autorul afirmă pe baza argumentelor istorice că în secolul al VII-lea, icoanele deveniseră obiecte de adorare fanatică, ceva ce se asemăna foarte mult cu practicile păgâne. Îngrijorat de turnura evenimentelor, împăratul bizantin Leon al II-lea interzice cultul icoanelor în biserica creștină prin edictul din anul 730 după Hristos. Urmașul lui Leon, împăratul Constantin al V-lea, convoacă un sinod la care participă 338 de episcopi, care, în rezoluția finală, condamnă închinarea la icoane ca fiind erezie. Dar istoria nu se oprește aici. Închinătorii icoanelor, numiți iconoduli, au pornit război împotriva iconoclaștilor, cei care resping închinarea la icoane.
Conflictele au ținut până în anul 843 după Hristos, în august, când biruitori, iconodulii au restaurat închinarea la icoane, rămasă până în zilele noastre ca o practică creștină larg răspândită în bisericile ortodoxe. Tot atunci, cei care au respins închinarea la icoane în conformitate cu Biblia au fost declarați eretici și au continuat să fie persecutați. Este aceasta o pagină luminoasă a biruinței sau una dintre cele mai întunecate? Ce spune totuși Biblia? Contrar practicilor și așteptărilor, aceasta nu lasă loc îndoielilor. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Da, icoanele cu Hristos pot fi agățate de unii la oglinda retrovizoare a mașinii sau mai nou puse pe turela tancului. Aceasta nu înseamnă că Hristos se va și regăsi vreodată acolo, pentru că locul său e doar în inima doritoare de curăție. Nu aceasta crezi de fapt și tu? Mulțumim Opinia Production pentru acest clip și le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorul Adrian Zaharia și Daniel Popa. Mă bucur că suntem din nou împreună și, așa cum spuneam și cu altă ocazie atunci când ați fost împreună cu noi, prezența dumneavoastră este una specială la acest subiect, fiind și absolvent al Institutului Teologic Ortodox. Cunoașteți foarte bine subiectul acesta și aș vrea să vă întreb, acum nu sunteți un practicant ortodox, sunteți pastor în Biserica Adventistă, spuneți-mi acum, văzând subiectul din ambele tabere, e o chestiune de păcat sau nepăcat sau e un lucru neutru treaba asta cu icoanele? Adică cine se închină, e ok dacă face asta și îl ajută, cine nu se închină nu greșește că nu se închină, cum vedeți lucrurile așa, să le tranșăm de la început? Când spui icoană, de fapt, în realitate, spui ideea de idol și de închinare la altceva decât Dumnezeu. Dar asta spune și, nu știu, doctrina Bisericii Ortodoxe, pentru că din ce cunosc eu și din ceea ce m-am documentat pentru această emisiune, am văzut că cei care se închină la icoane spun că nu se închină la obiect, ci se închină la ceea ce reprezintă acea icoană, că vorbim de chipul lui Dumnezeu, de un sfânt sau de altceva. Așa este, cu siguranță așa este. Însă, bineînțeles că este un cult al icoanelor. S-a dezvoltat de-a lungul timpului un cult al icoanelor și a chipurilor de pe icoane. Și bineînțeles că acolo nu sunt doar cu chipul lui Iisus sau Mariei, ci sunt chipurile sfinților care au trăit de-a lungul timpului. Bineînțeles că este un proces prin care s-a ajuns aici, iar Biblia spune foarte clar că este greșit să așezi pe altcineva între tine și Dumnezeu. De fapt, ideea de bază aceasta este. În momentul în care oamenii au început să așeze imagini în fața lor, imagini cu Iisus sau cu alți sfinți, de fapt, se știe că în perioada aceea catacombelor, când foarte mulți dintre creștinii care se converteau nu știau să citească și să scrie, aveau parte de o învățătură a imaginilor. Erau scene din Biblie în care li se explica mai mult pedagogic, se folosea. Un scop didactic și pedagogic. Dar și noi le arătăm copiilor noștri cărți cu imagini. Asta din punct de vedere pedagogic nu este nicio problemă, nu este niciun păcat să ai să vezi aceste imagini. Problema este alta. În momentul în care se trece de la scopul pedagogic la scopul acela de adorare, de iconodul, pentru că aici iconodul, dulie de la adorare, încât icoana respectivă sau imaginea respectivă devine sfințită. Apropo de ce spuneați puțin mai devreme, că nu, noi ne închinăm chipului, da, dar materia devine sfințită. Nu doar te închin, deja o săruți, deja faci un cult în dreptul acestor icoane. Și acum știm procesul și ați dezvoltat și dumneavoastră ceva în ceea ce ați prezentat, că are loc un proces. Leon acesta, împăratul al III-lea, distruge icoanele, după aceea vine un alt sinod care este cunoscut ca Marele Sinod Ecumenic de la Nicea din 787, în care sunt reabilitate, însă pe toată această perioadă sunt lupte între iconodul și iconoclaști și să știți că Bizanțul în perioada respectivă
a suferit niște traume teribile. Ei se discutau pe străzi, se întrebau care, cum se închină sau dacă se închină și efectiv aveau și lupte de stradă în momentul în care se înțelegeau sau nu se înțelegeau. Sunt atât de multe aspecte și atât de multe istorii extraordinare. Însă ce este interesant, că după 800, într-adevăr, se definitivează ce înseamnă icoana, iar o împărăteasă, Irina, este cea care stabilește oarecum definitiv și după aceea se stabilește doctrina icoanei și a închinării la icoană în biserică. Dar ca și doctrină, în sinodul de la 787 se stabilește că închinarea la icoană este una bună și corectă, dar... Deci această practică nu o găsim sub nicio formă în primele secole creștine, cu atât mai mult în biserica primară. Începând de la Biblie, din, iarăși, documentele pe care le avem, Evanghelie și... Nu găsim nimic de așa la natură. Dacă folosim icoanele sau obiectele de felul acesta doar pe post decorativ, ca să ne ajute să ne gândim la divinitate, ar fi o problemă? Pe post decorativ? Da. Așa ca postere, nu? Sau ca ce? Cum pui un tablou, pui și o poză cu o icoană. Păi poate să fie o operă de artă. Poți să o folosești. Poți să o pui unde vrei tu, în hol. Ne ducem în muzee, ne ducem în biserici, în catedrale, admirăm astfel de lucrări. Bineînțeles că poți să... Adică e un act artistic. Poți să-l vezi ca pe un art artistic. Eu acum nici nu stăpânesc subiectul acesta foarte bine, cum nici alte subiecte nu le stăpânesc foarte bine, dar dacă este să mă întrebați de artă, observ o altă tristețe în chipurile sau pe chipurile multor icoane. Într-un anumit sens este datorat faptului că Dumnezeul multora este doar o reflectare a lor înșile. Aceasta este explicația mea. E că de ce tristețea aceea, de ce ușoara blazare? Pentru că uneori creștinii credeau că a fi ușor blazați, de cele mai multe ori pioși, sfioși și pioși, încercarea de a arăta chestia aceasta era marca cu privire la ceea ce credeau ei că este religia adevărată. Iar mie nu-mi convine treaba asta. Dar asta nu e un argument ca să nu te duci să admiri niște opere de artă. Dacă vreți să spună da, du-te și admiră, poți să te duci să admiri, cum poți să te uiți la imagini ale lui Michelangelo sau ale oricărui alt mare om de artă. Nu e nicio problemă. Distanța de la a te duce la muzeu și a te închina la icoană este una de la cer la pământ. Adică, de exemplu, gândiți-vă că inițial creștinii, de exemplu, ca ilustrație, sâmbăta trebuiau să o dedice postului, rugăciunii, unei stări din astea de lucruri foarte apăsătoare pe care ei o puneau în relație cu pocăința. Imaginați-vă o familie de creștini, copiii din familia aceea, care trebuiau să fie, când venea sâmbătă, ziua șaptea, erau puși la post. Erau puși la rugăciune, pe genunchi sau ceva. Nu era deloc interesant. Venea duminica, în care toată lumea mânca cu dulce. Era o zi de bucurie și se mai mergea și la târg. Și această deplasare sau această îngreunare a liniei Scripturii și apoi chipurile, eliberarea ei, refularea în partea cealaltă, a făcut foarte facilă tranzitarea de la sâmbătă la duminică. În cazul nostru, scopul pedagogic inițial, în care, da, copiilor li se explicau lucruri despre, nu știu cine, despre personaje biblice folosind imagini, în momentul în care se deplasează către forțarea conștiinței de a te închina, este o problemă destul de severă. De ce? Pentru că se ignoră o sumedenie întreagă de paragrafe scripturistice de genul: au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, ne spunea Pavel în Noul Testament. Ezechiel, capitolul 7, versetul 20, spune: au făcut icoane urâciunilor lor, idolilor lor. Același Ezechiel 23 ne spune: a zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de halvei zugrăviți cu culoare și s-a aprins după ei. Mi se pare că toate aceste versete sunt favorabile închinării la icoane? Scriptura te invită să ieși din zona aceasta. Exact, te invită
să ieși din zona aceea. Sunt rușinați cei ce slujesc icoanelor. Nu cumva să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei. Deuteronom 4:16. Exact asta voiam să vă întreb. Unde scrie asta? Deuteronom 4:16. Ezechiel 8:16 spune: la ușa templului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni. Interesant de ce sunt 25. 12 cu 12 plus 1, plus marele preot. Cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Adică tu poți să mă duci într-o zonă a filozofiei în care să-mi prezint niște argumente filozofico-religioase cu privire la închinarea la icoane. Dar romanii, de exemplu, erau închinători la icoane. Nu-mi spuneți mie, dumneavoastră și nimeni altcineva, că un roman inteligent avea impresia că se roagă altcuiva decât persoane reprezentată din spate. Niciodată nu se ruga chipului cioplit sau adică icoanei respective. De lemn sau de sticlă. Evident, această inserție ideatică este neavenită din punct de vedere al Scripturii, nu din punct de vedere al meu. Adică eu pot folosi, folosesc slide-uri cu imagini, le povestesc copiilor despre Lazar care a înviat și o mulțime, folosesc o mulțime de imagini, dar niciodată n-am invitat un copil să se roage la Sfânta sau la Sfântul Cutare sau la Gheorghe sau la Călărețul lui sau la Sabia lui sau la Sulița lui. Aceste lucruri intră sub incidența a ceea ce Biblia spune, și cu asta mă opresc, spune: oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Poziționarea poruncii fix în mijlocul legii care interzice închinarea la icoane face pe omul care totuși se închină să fie un ins care practică fără de legea. Este un nelegiuit. Dacă tu vrei să scoți treaba asta din înțelegerea noastră, atunci scoate Scriptura. E mai facil așa. Haideți să ne îndreptăm un pic și către porunca a doua. În ce fel porunca a doua ne ajută să înțelegem mai bine acest subiect? Păi sunt niște aspecte destul de clare pe care le scoate în evidență porunca a doua. Să nu-ți faci, să nu te închini și să nu le slujești. Iar dacă ne uităm acolo în poruncă, spune oricăror acelor lucruri care sunt sus în cer, jos pe pământ, în ape, sub ape, că cel care scrie poruncile acestea din partea lui Dumnezeu, Moise, vrea să scoată ceva în evidență, că nu este nimic pe pământul acesta care să merite închinare sau care să înlocuiască imaginea lui Dumnezeu. Pentru că aici intervine problema aceasta. Orice înlocuire a lui Dumnezeu printr-o imagine este de fapt o micșorare a lui Dumnezeu și o diminuare a lui Dumnezeu și o înțelegere a cui este Dumnezeu. Dar haideți să clarificăm încă o dată ceea ce vă întrebam și la început și vă dau un exemplu foarte pragmatic. Dacă, de exemplu, mă uit la o poză, la poza cuiva din familie, cuiva drag, și, nu știu, admir poza aia și spun ce frumos ești, ce mult te iubesc, îți mulțumesc că ești în viața mea. Asta înseamnă că eu venerez hârtia sau că venerez sau că mă gândesc la persoana care e în poza aia? Nu cumva argumentul acesta a dus și în cazul celor care spun că ei nu cu obiectul au treabă, ci cu ceea ce e dincolo de obiect. De fapt, acesta este motivul pentru care ei se închină. Eu cred că una este să te uiți la poză și să-l vezi pe cel drag acolo, să spui, da, te iubesc în sinea ta. Însă, în dreptul icoanelor, aici nu este de fapt o închinare. Eu nu mă închin la persoana respectivă pe care o cunosc, fie ea cine o fi, soția, prietenii sau oricine altcineva. La mine nu se transformă într-o închinare. În schimb, la icoană, icoana se transformă într-un act de adorare, pentru că acolo eu încep să mă rog la persoana respectivă. Vedeți? Este o diferență între a privi ca pe cineva pe care îl iubești, pe care îl cunoști, așa cum este, ar fi și Dumnezeu, cu toate că, de exemplu, nu l-a văzut nimeni pe Iisus. Nu știe, pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu și pe Mântuitorul Hristos. Îl știu contemporanii de atunci, dar cum arată, sunt anumite descrieri care se fac în timp. Sau a sfinților, chiar dacă sunt ei acolo. Însă, una este să te uiți și să spui, da, uite, îl cunosc pe Cutărică și mă raportez la el pentru că îl iubesc, dar alta este să îți împreunezi mâinile, să începi să te închini și să spui,
te rog să mă ajuți. Eu cred, cred că elementul care mai face diferența imediat ar putea să fie raportarea la mântuire. Pentru că aici nu vorbim doar de îmi place să mă uit la poză, absolut, pentru că îmi place persoana din poză, ci mă uit la poză și spun o rugăciune în ideea că asta mă va ajuta să-mi mântuit, salvez sufletul. Absolut, absolut. Deci aici este diferența pe care trebuie să o facem noi. Iar închinarea este închinare. A vedea pe cineva drag este altceva, dar închinare este închinare. De aceea porunca spune să nu-ți faci, să nu te închini, să nu le slujești. Și de ce? Pentru că prima poruncă spune așa: eu sunt singurul Dumnezeu la care trebuie să te închini. Eu sunt. Și Dumnezeu mai spune, da, că este și gelos. Este gelos. Asta este un termen omenesc pe care îl spune. Dar mai este ceva în cadrul acestor porunci foarte clare. Când spune eu sunt Domnul Dumnezeul tău, continuă poruncile în limbajul Vechiului Testament. Dacă eu sunt Domnul Dumnezeul tău, nu vei face așa. Traducerea așa este, nu este să nu. Nu vei lua numele meu în deșert, îți vei aduce aminte de ziua de odihnă sau aduce aminte, îți vei cinsti părinții. Vedeți? Este ca o consecință a unui Dumnezeu adevărat pe care eu îl cunosc. Și nu adăuga altceva între mine și Dumnezeu în contextul acesta al închinării. Scuze că v-am întrerupt. Da, dumneavoastră, doamna Cristina, ieșirea dumneavoastră, ați emis o idee frumoasă. Ideea frumoasă este că tu nu te închini la idol sau la icoană, te închini la persoana din spate. Însă un studiu chiar și superficial al istoriei bisericești arată că de foarte multe ori oamenii religiei emit idei frumoase despre Dumnezeu și apoi ajung să se închine la ideile în sine și nu la Dumnezeul cel adevărat. Eu cred că dacă noi facem o cât de mică portiță în momentul acesta să spunem, da, pot să pun acolo o imagine inspiratoare cu Sfântul Gheorghe pe cal. Deja intri într-o zonă, ești pe proprie răspundere. De ce? Pentru că minimalizezi, pentru că atrofiezi imaginea adevăratului Dumnezeu. O reduci la nivelul unui corespondent din lumea ta. Tu, ca să te poți închina lui Dumnezeu, trebuie ca să înțelegi, să poți admira un Dumnezeu care este peste tine. Dacă este unul ca tine, n-are nicio noimă. Din punctul ăsta de vedere, tu dacă vrei să cinstești un sfânt, adică noi trebuie să fim foarte bine înțeleși. Noi nu avem o lipsă de respect față de oamenii valoroși ai credinței creștine. Că s-au numit ei Petru, Pavel, Cutare, Parascheva, o mie de sfinți. N-avem o problemă cu oamenii în sine. Avem o problemă cu această încurajare a închinării la oameni. Oameni în sine, ceea ce chestiunea este complicată. Tu dacă vrei să cinstești un sfânt, tu ar trebui să-l imiți în viața de zi cu zi, prin comportament, prin felul de a fi. Ce făcea sfântul ăla? Sfântul ăla era bun, făcea milostenie, asculta de Dumnezeu, se ruga. Fă-și tu la fel. Așa cinstești un sfânt. Nu-mi spune mie că după ce ai și plătit ca să intri acolo, te-ai închinat la icoană, ieși afară și tragi o înjurătură de tot ce-ți vine la gură, nu înseamnă că treaba asta e un act religios consistent. Dar nici nu te protejează cumva gestul acesta? Vorbeați la început în clip de obiceiul acesta de a sfinți obiecte, mașini, tancuri. Tancuri. Da. Tancuri. Deci, tancuri, adică hai să spunem că țevile de gaz și că fântâna și că nu mai știu ce salcia din colțul curții, hai să mai treacă meargă așa de la noi. Dar tancuri, ele sunt mașini ale morții. Cum se explică această practică de a sfinți anumite obiecte sau anumite locuri? Există? Adică chiar devin obiectele respective, nu știu, obiecte aducătoare de pace, de bine pentru cel care le... Vedeți, aici apare ideea de sfânt sau sfințire sau sfințenie, dacă e să spunem așa. Și de această desfințire se pleacă de undeva din biserica primară și știm că sfântul cine este? Omul lui Dumnezeu. Sfântul este cineva pus deoparte pentru o cauză specială
Și aș vrea să vă spun că în istoria bisericii, pe măsură ce iarăși cultul, biserica se instituționalizează, ideea aceasta de sfințenie începe să se deterioreze. Uitați-vă, și apar de-a lungul timpului elemente care încearcă să înlocuiască sfințenia. De exemplu, apa sfântă. Dacă apa sfântă pe care o iei și o bei, în momentul în care o bei, devii sfânt. În momentul în care se face aghiazma respectivă și te stropește cu ea, tu în momentul acela, prin stropirea aceea, devii oarecum... Stropit. Stropit? Da, ești stropit. Nu doar stropit, ci instantaneu devii sfânt. Vedeți de unde se denaturează? Ce este de fapt a fi sfânt? Ești pus deoparte. De ce ești pus deoparte? Pentru că eu am înțeles că îl cunoaște pe Dumnezeu și realitatea aceasta lui Dumnezeu este total diferită decât niște elemente din aceste exterioare. Cum? Apariția, iară, să spui o cruce la gât sau o sărut, pentru că crucea pusă la gât te protejează de influențe rele. Bineînțeles că acum sunt și alte medalioane și alte culori, știu eu, pe care... Mai fi stichii. E o adevărată industrie și asta, trebuie să recunoaștem. Da, uitați-vă, eu am o cravată mov. Să știți că movul te protejează de influențele negative. Nu din cauza aceasta am luat-o, însă mi-am adus aminte în acest moment de aspectul acesta. Și vedeți, pe măsură ce ne depărtăm de adevărata sfințenie, aceea corectă din Biblie, apar atât de multe elemente încât la un moment dat te îngrozești. Da? Și soluția care este? Soluția aș vrea să fie și concluzia emisiunii. Da, soluția este să ne întoarcem la ceea ce spune Biblia, la ceea ce spune Dumnezeu. A-L cunoaște pe Dumnezeu și a spreda inima Lui și a lăsa pe El să te stăpânească prin Duhul Lui cel Sfânt. Și asta înseamnă să fii sfânt. Și a nu căuta subterfugii exterioare care, cum să zic, sunt acele găselnițe de a fi repede, altceva. Te-a căutat ceva așa, știți, abracadabra, gata, acum mi s-a întâmplat chestia asta și sunt cineva care sunt pus deoparte. Nu este chiar așa. Auzeam pe cineva că, domnule, chiar dacă nu pot într-un context să fac Sfânta Cruce, o fac cu limba, că dacă o fac cu limba, satana, gata, fuge de mine pentru că mi-am făcut semnul acesta al crucii. Nu este chiar așa. Și eu cred că este o mare amăgire să te încrezi în ceva exterior, să faci ceva exterior ca după aceea să crezi că Dumnezeu te protejează. O concluzie, vă rog. Mă aștept la, ca ultima noastră intervenție, că trebuie să fie o concluzie. Așa că m-am pregătit pentru asta, gândindu-mă că aveți ajunge la punctul ăsta. Aș vrea ca concluzia să vină efectiv din Scriptură. Este cea mai puternică opinie care poate fi. Matei 7:21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Le voi spune curat atunci, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de legea. Cât despre chestiunea aceasta, deși nu este ușor de comunicat, însă în momentul când ne-am obișnuit cu imaginea unei icoane, cred că nu l-am mai putea vedea pe Iisus în cel de lângă noi. Iar dacă tu chiar vrei să slujești icoanei și să slujești lui Iisus, slujește-l pe cel de lângă tine. Cred că aduci un serviciu mai mare umanității și lui Dumnezeu făcând așa. Și chiar și ție însuți. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dumnezeu nu poate fi cuprins în limitele materiei. Nici cea mai reușită schiță, nici cele mai armonioase forme, nici cele mai alese culori, nici cele mai scumpe și rafinate materiale folosite de cel mai talentat artist nu pot reda slava, măreția și sfințenia persoanei sale. Dumnezeul nostru nu e limitat nici în timp, nici în spațiu. De aceea porunca a doua ne spune atât de clar: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, cu atât mai puțin a lucrurilor care sunt jos pe pământ. Închinarea adevărată nu se realizează în fața unor obiecte, oricât ar fi ele de frumoase, ci în intimitatea sufletului omenesc.